Bună ziua! Bună ziua! Domnișoară, eu sunt impresaru. Bună ziua, ce faceți? Am vorbit zilele când... Da, știu, mi-amintesc. Da. Te-ai mai gândit? Vii la București? Da, m-am gândit, vin. Am vorbit și cu mama și i-am spus. Eu i-am spus, na, cam ce constă faptul și... Deci tu ce ai spus mamei tale? I-am spus că, da, cum ați văzut melodia, cum ați văzut, cum ați plăcut și că, na, ce era și... lucruri care trebuie să le fac pentru ca să, na, să meargă treaba. Adică, bă, problema cu scandalul, problema cu prietenul meu, că trebuie să mă despart de el, na, i-am spus. De silicoane ai spus? Da, i-am spus de silicoane, na, trebuia să-i spun, adică, ori că-i spun acum, ori că-i spun când o să le vadă, tot aia, nu? Așa, ai zis că trebuie să te implici într-un scandal ca să ajungi. Da, i-am spus, i-am explicat, na, mama mă susține, nu, ea chiar m-a sfătuit să merg mai departe, că eu eram nehotărâtă, nu știam ce să fac, na, v-am spus și cu prietenul meu. Mi-a zis, m-a sfătuit să accept, mi-a zis că, na, până la urmă nu e o șansă care apare o singură dată în viață. Să recunoaștem acum adevărul, Măineștiu e un oraș mic, adică posibilități nu ai și, na, cred că orice părinte își dorește până la urmă să reușești, nu? Da, mama tatea a susținut? Da, mama mi-a zis că da, să accept șansa asta, că e un trend care îl prinzi o singură dată în viață și nici nu vrea să mă vad ca și ea, casnică, bărbat bețiv, na, înțelegeți cum e tata care își amintește, nu știu, odată la 3 luni că ești femeie. Prea multe șanse nu ai, din moment ce te-ai căsătorit, na. Nu mai e cum să ai viață, ești femeie casnică, la casa ta, nu mai poți să ieși, nu mai poți să faci nimic. Na, acum, sincer, după ce am vorbit cu ea, nici eu nu m-aș vedea chiar în ipostaza asta. Și acum, după ce am vorbit cu mama, sunt mai hotărâtă ca oricând, că na, mai aveam și eu unele rezerve, cu scandalul, cu prietenul meu, dar până la urma urmelor. Dar tu ai putea să-i spui lui, prietenului tău, că vrei să te desparți de el? Vreau să ne despărțim. Nu știu dacă aș putea să-i spun chiar așa. Adică mi-e și mie oarecum, dar nu știu, cred că până la urma urmelor aș face altfel. Nu i-aș spune nimic, i-aș spune că na, mă duc la București, că mi s-a oferit șansa asta și după aia când o să apară pozele și filmulețele, na, probabil o să afle el și atunci na, tot o să vine de la sine. Așa să-i spun... Ce poze și la ce filmulețe? Păi pozele și filmulețele care mi-ați spus, nu? Scandalul în care trebuie să mă implic, nu știu. Cu o persoană publică să... Da, normal. Adică, na, și după aia ar afla oricum el. Până la urma lor, dacă aș vrea, cred că m-ar ierta, că el oricum e o persoană așa mai calmă, mai... moale, mai... este o persoană mai calmă, e mai mototon, așa, nu știu. Nu înțelegeți, nu-i... Adică e un fraier. ...personalitate, ceva de genul. Dar tu în momentul ăsta mai simți ceva pentru băiatul ăla? Na, mi-e și milă de el. Mă gândesc așa dacă s-ar despărți de mine. Adică... Ce ai zis că ție? Milă. Mi-e și milă de el pentru că, da, nu știu dacă știți, dar Măinești un oraș destul de mic și dacă s-ar despărți de mine, adică prea multe perspective nu mai are. Că nici fete nu sunt aici. La drept vorbind, acum ați văzut și poze cu mine și sunt destul de frumoasă, nu? E puțin spus frumoasă, da. Da, lui ar fi greu și din punctul ăsta de vedere mi-e milă de el, că nu știu dacă ar mai găsi cu ușurință pe cineva. Sau dacă ar găsi o fată urâtă, ce știu eu. Cum sunt fetele aici, da? Da, până la urmă, nu știu ce pot să fac. Vorba și de mine aici, nu? Mă gândesc că dacă nu iau șansa asta acum, nu cred că o să mai apară alta. În zilele astea, cât am vorbit noi la telefon, mi-a venit și o idee, eu și am o rezolvare, adică aș putea să... Am vorbit cu Morar, cu Mihai Morar, știi? Normal că știu. De la Antena 2, te așteaptă și el la emisiune. Super! Ce repede se rezolvă treburile, mă bucur, na. Mai întâi trebuie să facem o chestie, nu știu, să apari într-o revistă cu cineva. Da, bine, da, bănesc că asta nu e chiar așa greu. N-ai o problemă, nu? Nu am o problemă, adică mare lucru, apar niște poze cu mine într-o revistă. Da, dar nu o să adică... fii tu singur, o să fii cu un băiat, un fotbalist, o persoană publică, nu știu. Da, ok, deja m-am împăcat cu ideea, și... că nu mi se pare chiar așa rău. Ar trebui să mergi la om acasă. La el acasă? Ok, adică, dar n-ar fi cam greu, nu știu de... O să-ți dăm niște camere de filmat, niște camere mici, că invizibile, adică o să fie... Am înțeles. O să le pui în anumite locuri, îți găsim noi o cazare în București unde să faci chestia asta, montăm niște camere video, niște scene fierbinți între voi... O să fie, nu știu, probabil pozată persoana când iese, poate reușiți să ieșiți împreună și să apară poze cu voi doi într-un anumit context. Un filmuleț cu voi acolo în apartament. Mai am o întrebare. Pozele, adică, nu știu, cum ar trebui să fie pozele? Bănesc că nu-i destul să apar de mână sau...
O să trebuiască să fie și pozele de acolo. Asta mă interesează. Ce fel de poze aveți nevoie? Am înțeles că trebuie să fie o scenă incriminatorie, dar adică cam cât de departe ar trebui să ajung? Da, dezbrăcată cum să... Adică dezbrăcată să apară în revistă dezbrăcată complet? Da. Nu știu dacă... Chiar complet, dar nu s-ar putea măcar, nu știu, să apară în sânii goi, adică dezbrăcat complet, parcă mi se pare așa un pic cam mult. N-aș putea chiar dezbrăcat. Gândiți-vă că, na, până la urma urmelor, pozele astea să apară peste tot și, na, cu toate că mama m-a susținut, nu cred că i-ar plăcea chiar să mă vadă dezbrăcat în dita mai scandalul de proporții. Nu știu, n-am putea măcar, nu știu, să apar, nu am nicio problemă să mă dezbrac, dar nu știu, să nu mă dezbrac complet, adică în sânii goi să apar nu e nicio problemă, adică poți să ieșim și pe balcon, nu știu, îmbrăcat în chiloți, în sutien, să ne sărutăm acolo... Se poate să facă poze, adică n-ar fi nicio problemă, dar chiar dezbrăcată să apar, nu știu, și un filmuleț și în revistă, adică mi se pare un pic cam mult. Poți să apară sânii goi, asta chiar nu e nicio problemă pentru mine. Putem să stăm, nu știu, acolo în pat, să ne sărutăm, să, nu știu, să nebunesc, că doar la asta mă pricep cel mai bine, că, na, mă pricep la nebunii bărbați acum, na, să fim serioși, că doar am mai avut și altele pe lângă... Ai putea să ieși undeva, adică... Nu știu, cum spuneai tu, pe balcon cu... Da, nu cred că ar fi vreo problemă asta. Nu cred că s-ar gândi el că, vezi, Doamne, o să ne facă careva poze. Că ăsta e singurul lucru, ultimul lucru la care s-ar gândi. Adică, nu, din punctul ăsta de vedere, chiar nu e nicio problemă. N-aș vrea chiar să apar dezbrăcată complet, că n-am. Tu ai o problemă, de exemplu, dacă, să spunem că ar fi o persoană publică, nu știu, un băiat, un bărbat căsătorit, un fotbalist căsătorit, o... Nu, n-am nicio problemă, ce problemă am. Nu, chiar ok. Nu, chiar nu mă interesează aspectul ăsta. Ok, bun, tu vii la București și cu siliconul rezolvăm și cu... Da, asta e chiar... Acum, să fiu sincer, să vă spun, chiar m-am uitat în oglindă să văd cam ce mi-ar trebui și ce mi-ar trebui și să știți că sânii mei nu sunt mici, sunt doar așa, un pic lăsați, dar în rest sunt ok, adică... Ce ai făcut? Spun că m-am uitat în oglindă și am analizat să văd, na, cam cât mi-ar trebui, care fi treaba și sânii mei nu sunt chiar așa mici. Adică sunt chiar destul de ok, mai că, na, sunt un pic lăsați. Da, eu aș putea veni la București mâine, adică fie totul rezolvat și din punctul meu de vedere nu e nicio problemă. Uite, notează-ți acolo adresa mea de mail. Da. Farse, arond. Așa. Radiozu.ro. Am notat numai că bănesc asta nu e o glumă chiar. Daniel Buzdugan, sunt de la Radiozu și a fost o farsă. Aha. Acum nu știu ce să fac, să mă bucur sau să plâng. A fost o farsă propusă chiar de iubitul tău, care voia să-ți dea o lecție despre showbiz-ul de la noi. Te iubește și că un băiat ca el nu o să găsești nici la București. Na, acum nu știu ce să spun, bănesc că o să audă toată conversația. Nu știu ce să zic, adică, nu știu, mă scuze, sunt foarte emoționată. Ai ceva să-i transmiți? Vreau să-i transmit că, oricum, adică, nu știu, sper să mă înțeleagă, oricum vorbim acasă. Oricum, eu îl iubesc pe el foarte mult. Și eu știu asta, dar, nu știu, cred că să discutăm asta mai mult acasă.